Bună seara și bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Vorbim la început de săptămână despre bilanțul primăriei pe anul 2017. L-am invitat în studioul Campus TV pe un consilier din opoziție, domnul Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, bună seara, bine ați venit. Bună seara și bine v-am găsit. Vorbim despre bilanțul municipalității, dar vorbim și despre proiectele dumneavoastră. Aș vrea, pentru că în ședința următoare de Consiliul Local Municipal, chiar în această lună, se va supune la vot majorarea taxelor și impozitelor cu un procent de 10%. Domnul primar spunea că n-ar fi o sumă prea mare pentru buzoieni, că ajunge undeva la 25 de lei pentru o familie pe an. Spuneți-mi părerea dumneavoastră, care este? Da, ținând cont de mărirea salariilor sau micșorarea salariilor la unii, s-ar putea pune această problemă de majorare. Eu nu sunt de acord cu această majorare, pentru că, vedeți și dumneavoastră, taxele sunt cum sunt, situația actuală a tuturor în orice domeniu vedem este din ce în ce mai precară. Și atunci cred că am putea face efort să menținem taxele, cu toate că ele nu s-au majorat de câțiva ani buni. Dar nici așa vreo mare creștere economică sau oamenii sunt și așa prea mult presați de cheltuieli, cred eu că ar trebui să mai analizăm aceste lucruri, dar sunt totuși de acord cu, am înțeles, adică e o hotărâre în care se va lua luna viitoare, de majorarea chiriilor și pe spațiile comerciale și terenurile care aparțin municipalității, privat și domeniul public. Aici totuși se pot mări, pentru că sunt chirii mici și există posibilitatea măririi cu 15%. Despre câți bani au fost recuperați de primărie din taxe și impozite o să vorbim imediat, dar avem primul telefon. Bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Aș vrea să-l întreb pe domnul consilier. Noi pensionarii cu legitimațiile astea sunt valabile până la 31 decembrie. Legitimații pentru autobuze, da? Pentru autobuze, dacă se schimbă sau dacă știe dânsul ceva. Da, se vor schimba. Tot așa cum le-ați luat anul trecut, anul acesta în vară, același lucru se va face în luna ianuarie. Mulțumesc, da. Frumos! Vă mulțumim mâna, și noi, sănătate! O seară bună! Deci, din nou vor fi la punctele acelea unde se dau abonamentele, din nou vor fi cozi? Sigur, nu cred că o să fie cozi, că acum sunt mai bine organizați și e mult mai ușor. Dacă până acum se cerau documente și trebuia să faci dovadă, că acum e mult mai ușor pentru că există o bază de date. Să sperăm că nu o să fie viscol, zăpadă în acea perioadă în care vor fi emise abonamentele, că spuneați că la începutul lui ianuarie, nu? Da, dar cred că o să fie valabile și acelea, celelalte până când le va lua. Există o perioadă de grație, cu siguranță. Se vor gândi la acest aspect domnul director de la Transbuz. Despre ce se mai întâmplă cu Transbuzul, dar și despre autobuzele care vor continua să sosească în Buzău, vorbim imediat. Dar vorbeam despre încasări de la populație, taxe și impozite. Ce știți? Câte au intrat sume în bugetul local? Mulțumitoare, dar trebuie să mai facem efortul și să vedem cum putem, prin notificări, prin somații, să recuperăm sumele mari de la persoane juridice. Acolo avem probleme, pentru că cetățenii municipiului Buzău sunt disciplinați și le mulțumesc pe această cale. Suntem între primele județe care plătitori de taxe și impozite în perioada aceea de 1 ianuarie 31 mai, când martie, când există acel bonus de 10%. Și ați văzut că în acea perioadă sunt chiar cozi la ghișeile de la taxe și impozite. Și asta este un lucru bun și v-am spus, noi trebuie să fim atenți la
mari datornici ai noștri care ați văzut acum, după acel dosar făcut de DICOD, ați văzut că lucrurile s-au schimbat un pic în bine și au început și oamenii de afaceri să-și pună lucrurile la punct și să fie plătitori. Vis-a-vis de încasările de taxe și impozite, anul acesta, că toți suntem la un moment de bilanț, au fost câteva probleme. Știți că primăria, de fapt primarul, a trimis scrisori tuturor buzoienilor, scrisori în care îi ruga să vină la primărie să-și plătească într-un anumit termen taxele și impozitele. Au fost de asemenea facilități până la 31 martie, dacă mi-amintesc bine. Da, sigur, oamenii da. Însă, după ce își plătiseră în termenul în care au avut și reducere toate dările către stat, au primit scrisorile, da. Le-au primit din aprilie începând. Da, știm, ne-am lovit de această situație, am comentat-o și atunci. A fost o eroare și cred eu că trebuie să fim mult mai atenți, pentru că aici asta la bază contractul care s-a făcut între primărie, reprezentanții primăriei și poșta respectivă. Dar cred că acum, la început de an, se va trimite și va fi una și bună. Nu cred că ne vom mai lovi de acea eroare. Bun, haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă în această perioadă. Ați văzut că oamenii sunt încântați, majoritatea, de ce se întâmplă în târgul de Crăciun, în piața Dacia. Cum vi se pare că a fost amenajată piața Dacia de sărbători în acest an? Acum nu vreau să fiu subiectiv, dar eu zic mult mai bine față de ceilalți ani. S-a văzut altceva anul acesta. Este adevărat că costurile n-au fost mult mai mari față de cât se cheltuia anii precedenți și cred eu că așa cu cine am discutat, cu oamenii din de pe stradă, cu oamenii din municipiu, sunt mulțumiți. Se mai pot face lucruri, dar același lucru trebuie să-l facem nu numai de Crăciun, trebuie să ne ocupăm un pic și de iluminatul stradal. Există proiect pe această problemă. Eu cred că, revenind la iluminatul de Crăciun, cred că e satisfăcător. Spuneți-mi cum vi se pare că s-au mișcat lucrurile în acest an, care sunt restanțele din punct de vedere al asfaltărilor, din punct de vedere al lucrărilor promise de primărie la începutul anului? Da, domnul primar a început în forță, dar începând în forță a făcut greșeli. Ușor, ușor, cu timpul și le-a pus la punct, și-a schimbat și echipa de consilieri, lucrurile consilier personal, au schimbat, știți foarte bine că am ajuns la al 8-lea secretar al Consiliului Local, a întâmpinat suficiente opoziții și probleme, asta ținând cont de dorința de a face lucrurile cât mai repede. Acum să zicem că mergem pe o direcție bună, dar vă spun că încă mai are foarte mult de lucrat și noi consilierii trebuie să-i dăm sprijinul să facă lucruri bune, iar pe cele rele să imediat să le atenționăm și să facem o poziție acolo unde este cazul, pentru că are de suferit cetățeanul și menirea noastră acolo este să avem grijă de acest lucru. De altfel, și dumneavoastră v-a schimbat de la începutul anului până acum atitudinea față de primar, pentru că la începutul anului erați mai nemulțumit. De la începutul mandatului am fost de la începutul mandatului, chiar da. De la începutul mandatului și până în toamnă. Cred că până în vară, când ați fost la cursuri, de atunci mi s-a părut că s-a produs schimbarea, nu? Nu neapărat. Știți foarte bine că și în ședința din luna septembrie și în ședința din luna octombrie am avut de comentat, dar nu s-au mai văzut, adică nu s-au mai făcut aceleași greșeli. S-a comunicat după aceea tabără de cursuri de administrație, acolo s-au pus, am stat cu toții și am pus anumite lucruri la punct. Au avut cine să ne lămurească. Lectorii de la Facultatea de Administrație
Au știut cum să ne spună fiecare problemă pe care noi am expus-o, atât noi ca și consilieri, cât și domnul primar. Iar venirea domnului primar la această tabără, v-am spus, l-am felicitat și atunci este de bine că a venit. Am avut ce să învățăm și cred eu că s-a văzut și în activitatea domnului primar după. Fapt care face că au apărut și anumite, au început imediat asfaltări, au început imediat spațiile verzi, amenajarea spațiilor verzi, plombarea acestor străzi. Cred eu că din primăvară încep și alte străzi să fie asfaltate. Vedem ce facem și cu amenajarea parcurilor, vedem ce mai putem face, acele platforme îngropate de la RER, deci spații, locuri de joacă pentru copii. S-au făcut câteva lucruri bune, dar puține la cât ar trebui să se facă în orașul nostru. Da, ne scrie un telespectator și vorbim în continuare, văd, despre regulamentul acela pe care l-ați votat în ședința de Consiliu. Dumneavoastră știu că v-ați abținut la anumite puncte. Iată că nu, această ședință a fost recent, a fost acum în noiembrie și m-am opus. Deci lucrurile care totuși nu mi se par normale, eu am cerut din contră, am cerut un pic amânare, să mai punem un pic lucrurile la punct, să creăm anumite lucruri, anumite, problema bătucovarilor sau a expunerii rufelor. Deci se găsesc modalități de a pune lucrurile la punct și pe urmă să începem să cerem cetățenilor să respecte acest regulament. Da, spune cineva că ar trebui rezolvată problema din micro-14 și spune, v-am scris de nenumărate ori, sunt blocuri confort 2 foarte mici, fără uscătoare și fără balcoane. Da, este o problemă aici unde singurul loc unde poți să amenajezi uscătoare ar fi pe bloc. Dar asta ar trebui o izolație amenajată foarte bine, terasarea acestor acoperișuri și acolo oamenii, dar ce faci dacă ne lovim de o femeie mai în vârstă sau un bărbat mai în vârstă, nu poate totuși să urce sus și trebuie să găsim. Iar jos, știți dumneavoastră, sunt atâtea cazuri în care ori au dispărut, ori a făcut unul un grătar și au afumat. Acum nu mai e voie nici cu grătare între blocuri. Sau a pornit unul motor sau cine știe ce, sau unul sapă o groapă și îți umple rufele de praf. Deci trebuie să analizăm aceste lucruri. Altcineva întreabă când vine primăria să ia suportul pe care vecinii bat covoarele în continuu, că tot vine Crăciunul. Păi, nu ne spune și zona în care se întâmplă. Cetățenii care sunt nemulțumiți și pe această cale mă adresez lor, anunță poliția locală la 0238955 și imediat constată și prima dată este un avertisment și pe urmă amendează și interzice să mai bată covorul. Da, dar se pare că și acele suporturi pe care se bat covoarele sunt și ele ilegale, sunt pe domeniul public și nu ar mai trebui să existe acolo, n-ar trebui desființate. Sigur că da, ar trebui desființate și mutate sau puse undeva unde poate cetățeanul care vrea să-și bată covorul să facă acest lucru. De asemenea, oamenii nu înțeleg foarte bine care sunt străzile pe care au voie să își expună rufele în balcon și care sunt străzile pe care nu au voie să își expună rufele. Deci străzile principale, bulevardele și străzile principale unde există o circulație pietonală activă și acolo pe fațadă nu sunt interzise expunerea acestor rufe. Domnule Roșioru, spune un telespectator, când vine primăria și în Broșteni? V-am spus și dumneavoastră de câteva ori, nu mai avem pe unde merge, trotuarele sunt distruse. Cu apa sau cu ce? Da, era și zona cu parcarea respectivă. Domnul ne spune că sunt trotuarele într-o stare deplorabilă. Eu cu siguranță am spus și am ridicat această problemă. Mi s-a spus că din
primăvara, acum pe iarnă, aceste lucrări s-au sistat. Se mai fac câteva petreciri pe aici, pe acolo, unde știu eu, necesită urgență, dar aceste lucrări, dacă le facem în toiul iernii, se fac de mântuială. Cât de profesioniști am fi, nu cred că ar fi bine. Și decât să cheltuim bani, mai bine avem răbdare. Dacă am stat 27 de ani, haideți să mai stăm câteva luni și din primăvară să începem. Și atunci să ne trageți la răspundere pe toți. O să revenim și la acest regulament pentru că am mai primit câteva mesaje, dar știu că ați fost la gala de box, l-ați urmărit pe Bogdan Dinu din tribune. Cum vi s-a părut meciul? Da, un meci frumos, îl felicit pe această cale. Și ultimul meci, din punctul meu de vedere, nu s-a mai văzut de mult un meci cel care unde a boxat Timișoreanu și cu acel ucrainian. Un meci transmis, un punct bun pentru orașul nostru Buzău. Buzău, știm cu toții că există o tradiție în box. Buzău, Brăila, Galați, au fost și spectatori dornici, spectatori și buzăienii sunt dornici de astfel de gale. Cred că ar mai trebui repetate, cel puțin una pe an ar fi binevenită la Buzău. V-am spus, un meci extraordinar la care lumea a plecat mulțumită, iar buzoianul nostru a făcut o figură frumoasă învingându-l pe acel brazilian Josh Cimente sau da, așa ceva. Spuneți-mi despre cealaltă veste, se pare că o să avem o echipă mare care va juca pe stadionul Gloria. Da, din februarie am înțeles. Se așteaptă reprezentanții de la Ligă să omologheze acest stadion, adică omologat este, dar să îi se dea, cred eu, avizul necesar să poată desfășura meciuri în prima ligă. E un câștig pentru primărie, pentru că va fi închiriat și noi primăria l-am pregătit pentru aceste meciuri și un câștig și pentru buzoieni că va vedea fotbal, iar ca și la box buzoienii sunt consumatori și de fotbal. Au mai venit câteva mesaje și spune cineva: domnule Roșioru, dacă vreți să faceți ceva pentru locuitori, propuneți în Consiliul Local ca toate terenurile primăriei să fie date la prețuri modice celor care doresc să construiască blocuri, deoarece în prezent cei câțiva investitori sunt niște samsari, prețurile locuințelor sunt la fel sau poate chiar mai mari ca în capitală sau multe alte orașe cu forță de cumpărare mai mare decât a buzoienilor. Îmi place acest domeniu, îl felicit pe domn că dorește să construiască. Din ce am văzut eu și ce am analizat eu la patrimoniu, m-am uitat așa prin hârtii, sunt terenuri mici. Normal, cred că ar trebui extins către periferia orașului, știu eu, zona aceasta spre Spătaru sau spre Ploiești, spre Brașov, Răcineni, adică trebuie ca să poți să construiești blocuri, trebuie să găsești suficient teren, iar primăria nu mai are așa terenuri mari, știu eu, de la 3.000 de metri, 2.000 de metri, unde poți să asiguri și locuri de parcare și să construiești un P+5, P+6, pentru că în momentul când construiești, cel care investește trebuie să aibă și un mic beneficiu. Este normal, nu poate să facă activitate, știu eu, patriotică. Un alt telespectator spune, o doamnă, văd că se semnează Viorica, batem covoarele de două ori pe an, chiar nu putem respecta nicio tradiție, rufe nu mai spălăm, covoare nu mai aerisim, o să ne mănânce microbii. Da, se poate. Trebuie să bată omul covorul, cu siguranță. V-am spus, de-aia m-am și abținut, de-aia am și fost împotriva acestui regulament. Voi fi, știți că a fost criticat peste tot, chiar și la nivel național ați văzut că
s-a ajuns și până acolo în care lumea i s-a părut bizar acest regulament tocmai la Buzău. Există un început în toate, dar sunt alte lucruri de făcut, sunt mult mai multe lucruri de făcut decât aceste... Și totuși regulamentul a trecut. Acest regulament populist. Da, a trecut, ținând cont de această majoritate a PSD-ului și ALDE, este normal, vedeți, și la nivel național că trec legi împotriva voinții poporului. Ăsta este momentul, trebuie să analizăm, trebuie să tragem concluzii și trebuie să-i tragem pe acești politicieni la răspundere, cei care iau deciziile, pentru că nu se poate. Până la urmă, aceste decizii le luăm în favoarea, trebuie să le luăm în favoarea cetățeanului și nu în defavoarea lor. Știți cumva dacă poliția locală a trecut de la avertismente la amenzi? Știu că doar s-au dat numeroase avertismente pentru grătar, pentru, știu eu, pentru expunerea rufelor, n-am auzit, dar pentru grătare cel puțin și pe tocovarilor s-au dat. Ne oprim pentru publicitate, revenim însă în câteva minute și mai discutăm despre ce pune primăria la cale.